Îl invit la microfon pe președintele Partidului Național Liberal, domnul Crin Antonescu! Bună seara! Bună seara, compatrioți! Bună seara, colegi! Bună seara, prieteni! Dați-mi voie ca împreună cu dumneavoastră și sper că și în numele dumneavoastră să transmit câteva cuvinte, câteva mesaje. Primul dintre ele se îndreaptă către cei care sunt de câteva zile și sunt și acum în piața universității și în peste 60 de orașe din România. Și mesajul meu către acești oameni este simplu. Nu știu pe cine veți vota, dar vă iubim, suntem alături de voi și vă spunem bine ați venit! Mulți dintre voi, cei care acum, fără a fi membri ai vreunui partid politic, fără a fi votanți sau chiar simpatizanți ai opoziției politice, adică USL și partidele sale, mulți dintre voi ne-ați întrebat și anul trecut și acum 2 ani, întâlnindu-ne, când ne scăpați de ăștia, ne-ați întrebat pe noi și noi v-am răspuns mereu: nu putem singuri să vă scăpăm de ăștia, de ăștia putem scăpa doar împreună. De aceea vă spun, bine ați venit, scăpăm de ăștia! Nimeni dintre noi, cei de aici, cei din opoziția politică, nu vrea să vă confiște identitatea, pentru că suntem oameni care recunoaștem și apărăm dreptul la diferență și pentru că noi avem de mult propria noastră identitate. Ceea ce vrem este să acționăm împreună, fiecare cu identitatea lui, dar împreună e nevoie acum de unitatea tuturor care vor schimbare. Al doilea mesaj vreau să-l trimitem și îl trimit către milioanele de oameni care sunt acum nu în stradă, care sunt în casele lor, în treburile lor, dar care urmăresc protestele noastre cu solidaritate și cu speranță. Domnilor de la poliție, la figurat, nu suntem numai câteva sute colo, câteva mii sau zeci de mii colo, suntem milioane, pentru că noi, ca și cei din piața universității, ca și cei din orașele României, unde 20 de mii, unde 100, suntem aici în stradă și în numele vostru al celor care sunteți în casă, în numele vostru celor care vreți, ca și noi, o Românie liberă și corectă. Iar dumneavoastră, compatrioți din case, indiferent de opțiunea voastră politică, vă spun, noi, opoziția politică, nu promitem acum și nu vom promite nici când vor fi alegeri ceea ce știm că nu putem face peste noapte. Nu promitem sume de bani, nu promitem dublări de salarii, nu promitem lucruri despre care știm că pentru a fi obținute trebuie ani întregi de muncă, de răbdare și de bună guvernare. Ceea ce promitem și promit împreună cu Victor Ponta, împreună cu Daniel Constantin, împreună cu dumneavoastră toți, sunt cinste, pricepere și cuvință, cinste a conducătorilor care să înțeleagă
că guvernează pentru cei care le dau puterea, pricepere prin promovarea oamenilor pe criteriu competenței profesionale și nu al clientelei politice, și cuvință prin respectul față de lege, față de cetățean, față de muncă, prin respectul față de performanță, prin respectul, compasiunea și ajutorul față de suferința și nevoia aproape lui. Aceste lucruri pot să le promit și împreună cu voi le promitem. Țara noastră, țara noastră e acum ocupată de o putere care nu mai are legitimitate, și acestei puteri îi spun: domnilor de la putere, pe noi nu ne puteți speria, pe noi nu ne puteți cumpăra, pe noi nu ne mai puteți păcăli. Cu noi, între noi și voi, nu mai există niciun compromis. Noi nu vom comite nici astăzi și nici altădată, nu vom comite niciodată nicio formă de violență, pentru că nu vrem libertate și libertatea nu e violență. Noi nu vom comite nicio violență, dar nu vom face niciun compromis. Nicio violență, dar niciun compromis. Niciun compromis, dar nicio violență. Mesajul nostru, și nu e mesajul a 20.000 de oameni strânși azi aici, ci e mesajul a milioane de români, de la Vaslui până la Londra, cum ați văzut, e simplu. Domnule Traian Băsescu, ultimul președinte comunist, prin trecut și prin apucături în prezent al României, pleacă! Domnule Emil Boc, ultimul prim-ministru comunist al României, prin trecut și prin apucături, pleacă! Domnilor pedeliști, udemeriști și traseiști, plecați! Supuneți-vă singurei judecăți adevărate, judecata acestui popor la urne. Ne mint pe toți că nu se pot face anticipate și că durează 3 luni. Și eu le spun astăzi, împreună cu colegii mei în numele opoziției politice, mâine parlamentarii USL își dau demisia împreună cu parlamentarii puterii. Ce avem dacă nu alegeri anticipate? Dacă acceptă alegeri anticipate, să vină să-și dea demisia împreună cu noi, și atunci avem în maximum 90 de zile, dar se poate și în 30 și în 45, alegeri anticipate, alegeri anticipate parlamentare, alegeri anticipate prezidențiale. În fine, ultimul mesaj, doar din politețe ultimul, e pentru voi cei care sunteți azi aici împreună. Mai întâi pentru cei care nu sunteți membri ai partidelor noastre, vă mulțumim, luptăm și pentru voi. Și în fine, la urmă, la urma urmelor, membrilor partidelor de opoziție, dragii mei, voi ne dați putere,
nu de azi, nu de ieri, de ani de zile. Voi ne dați credință, voi ne dați viață, facem politică împreună cu voi pentru toată România. S-a ajuns în această țară ca diversioniști, ca oameni plătiți direct sau indirect de actuala putere și care mișună toată ziua pe ecranele televizoarelor, să culpabilizeze oamenii pentru că au apartenență politică, pentru că sunt membri al unui partid. Nu există fără partide politice decât dictatură sau anarhie. Nu vrem nici una, nici alta. Vrem democrație, suntem partide politice și vrem partide politice. Nu este niciun păcat să fii membru al unui partid politic. Nu ai niciun drept în plus, nu ai niciun merit în plus dacă nu ești membru al unui partid politic. Oamenii care sunt membri ai partidelor politice, voi membrii partidelor noastre însă, aveți în plus obligații și aveți în plus riscuri și oamenii trebuie să știe asta și să vă privească pentru asta cu respect. Am curajul să o spun, nicăieri politicienii n-au fost și nu sunt simpatici. Nu am pretenția să fiu simpatic, am pretenția să fiu cinstit și să fiți dumneavoastră membrii unor partide democratice respectați ca atare. De aceea vă mulțumesc nu doar pentru că sunteți aici în noaptea asta, în seara asta, vă mulțumesc pentru că de câțiva ani rezistați presiunilor, amenințărilor, tuturor formelor prin care această dictatură a lui Băsescu, construită pas cu pas și zi cu zi, v-a amenințat și v-a făcut să spuneți uneori cu jumătate de gură și cu riscuri întregi că sunteți membri ai partidelor. Vă mulțumesc pentru tot, dragii mei, și în încheiere vă spun, acum se încheie acest meeting. Noi suntem oameni care am dovedit astăzi că avem forță, avem unitate, avem determinare, că suntem mulți, că suntem uniți, că suntem hotărâți. Trebuie să demonstrăm și o vom face încă o dată că suntem civilizați, că suntem disciplinați. Vom pleca acum de aici și vom merge în liniște, civilizați, acasă. Dar mergem până la capăt. Acum, împreună, pentru România, până la capăt!